În ciuda reformelor și a digitalizării în învățământul preuniversitar, se păstrează și în prezent clasele cu predare în regim simultan. Practic, elevi din mai mulți ani de studiu învață lucruri diferite în același timp cu un singur profesor și nu sunt cazuri izolate. Astfel de învățământ se practică în zonele cu puțin copii. În timp ce cei de la clasa a treia își vor susține testul de evaluare inițială la matematică, da? Cei de la clasa a patra deschid manualele la pagina 12, la limba română, și vom citi împreună textul Cartea de Cerneală, da? Bun. O să desfășurăm citirea în lanț, așa că vom începe cu Albert. Așa începe o oră de predare în regim simultan, într-o clasă în care învață în același timp elevi de a treia și a patra, la școala din satul Bâlta, din județul Dolj. În 50 de minute cât durează ora, jumătate de clasă dă test la matematică, iar altă jumătate citește un text din manualul de limba română. Acesta este modelul cel mai cunoscut când vine vorba de învățământ în regim simultan, dar nu singurul. Sunt și clase în care învață în același timp elevi din 4 ani diferiți de studiu. O astfel de situație este în satul Răcar din județul Dolj. Alexandra, ce se mic. Mai mic, da? Pentru a se putea ocupa de toți elevii în același timp, învățătoarea care predă la 4 clase deodată dă de lucru celor mari care ies la tablă pe rând și apoi își îndreaptă atenția spre cei mici. Nu este însă deloc ușor să împarți 45-50 de minute cât are o oră de curs în două sau chiar în patru. Sincer, este destul de dificil, da, cu efort din partea mea și, bineînțeles, cu ajutorul lor, că mai sunt cuminți. Cei mai mici, pe partea aceasta, cei care încă nu au învățat scrisul de mână și toate cele, și mai mari pe partea cealaltă. Pe cei mari, cei care știu, bineînțeles, să le dau și lucru individual. Cum se descurcă? Se descurcă mai bine și îi mai ajutați dumneavoastră? Da, da, da. E copilul meu. Dacă ar fi fiecare în clasa lui, ar fi altceva. Mă gândesc. Ar învăța mai ușor, mai repede, mai... Probabil. Acum depinde și de copil și depinde și de ajutorul părintelui, cum vă dați seama că dacă vor să învețe, învață și la oraș și învață și la țară, care vrea să învețe. Teoretic, o soluție ar fi mutarea copiilor în școli de la oraș, dar practic acest lucru s-a dovedit a fi imposibil. E foarte greu să-i transportăm, ar trebui să vină dimineața, ar trebui să facă navetă, să trezească foarte devreme, ar trebui să aibă însoțitori, pentru că uniți-vă avem și copii de la clasa pregătoare și clasa întâi, care sunt sub 7 ani. Și sunt unii părinți care preferă să stea acolo în satul lor, să zicem așa, la școala din sătucul lor. Școlile de la Bâlta și de la Răcari fac parte, de fapt, din școala gimnazială Filiaș, cea mai mare unitate de învățământ din Dolj, care are peste 1000 de elevi. Managerul spune că face eforturi pentru a reduce numărul claselor în care se învață simultan, dar uneori legea nu-i permite să schimbe lucrurile. Aceste clase se înființează atunci când pentru un an de studiu nu există cel puțin 10 elevi. În județul Dolj sunt 70 de astfel de unități școlare cu învățământ simultan.